Mai devreme am găsit grădini cu zarzavat în centrul Lisabonei. Acum văd și un coteț cu găini. Exact lângă calea ferată. Peste râpă de un cimitir mare. Cam pe lângă portul vechi. Mă gândesc mauzoleul ăsta ce-o fi fost oare vreodată. Am trezit cățel și am speriat-o și o pârlă era la soare, la cald. N-am înțeles ce rol are, dar văd că mai jos este un izvor, sau era cândva, sursă de apă. Villa Moreno. Căsuță mică de pescar, probabil cu o singură, două camere acolo. Vei, dar trăia omul, sau mai trăiește? La Lisabona, în port. Nu știu ce plantă e asta, dar e minunat că înflorește și iarna. 4 decembrie. Oricum se circulă pe strada asta cu mașini. Nici cu bicicleta, nici pe jos, nu e chiar ușor. Zidurile astea trebuie să aibă sute de ani. Sper că mai țin și că nu e chiar periculos să mergi pe străduța asta cu pavaj. Atenție la trenuri. Ce ori circulă și tren pe aici? Așa se pare, iată tunelul. Mahala de proletari sau de pescari moderni. Zid cu contrafort. Acolo trece altă cale ferată. Și de sus picură apă. Dar văd că nu se adună. Are scurgere pe marginea cărării. Ce arc interesant. Am mai lucrat și eu în construcție, am făcut zidării, dar n-am auzit de așa fel de a pune cărămizele ca să faci o arcadă. Ce interesant. Dacă nu fi doar fațadă și restul tot e din beton, că e cale ferată, modernă acolo. Cervejărie. Berărie la vânător, că ce fi însemnând caciadorul ăsta? Nu prea vezi bicicliști prin orașul ăsta, dar tare aș mai pedala. De regulă, când ajung într-un oraș nou, prima dată, prefer să-l străbat pe jos cât mai mult și mai ales prin zone nepopulare, neturistice. Dacă îmi vine a doua, a treia oară, parcă îmi vine mai degrabă să iau o bicicletă sau o trotinetă electrică. E bună idee, dar și că să nu mergem pe drumurile publice și să avem neapărat cască. Dar de unde să o iei când ești prima dată sau a treia oară în orașul ăsta? Și de unde să iei internet dacă ești în roaming? Am pornit eu roamingul, dar văd că e mare aplicație, 38 de mega și costă cel puțin 1 euro jumate ora sau na, 15 euro cenți fiecare minut. Și n-am cască. Cred că mai rab de eu mai merg pe jos. Chiar dacă am deja 11 km până acum.
712. Măcar pe jos nu te grăbește nimeni, te oprești când vrei, filmezi ce vrei. Ce ciudat reclamă cu setele și ciocan și dreapta în același loc. Nu prea vezi pe aici inscripții în alte limbă. Mai salvează limbajul internațional. Dar turiștii oarecum se înțeleagă. De exemplu, acolo la poarta aceea de boieri scrie că interzis să intre nechemat, dar e scris numai în portugheză. Băitanii ăștia cu rucsacuri poate să dea busnă, zic, dar păi... ne pani mai. Portul de la Lisabona. Cu ciupercuță la intrada. Dacă e pace și prosperitate, sunt și mulți copii pe străzi. S-auzi zgomote de la școală. Dar și bătrâni vedem, mai ales turiști, că au ce vedea la Lisabona. De exemplu, pe alți bătrâni portughezi la ei acasă. Totuși auzeam că pensionari din alte țări mai prospere sau cu mai mare vechime în prosperitate vin în Portugalia să-și petreacă bătrâneță cu pensia lor mare. Aici își permit mai multe să le nevească. Iar văd o construcție din asta ciudată peste drum de școală. Ce biserică o fi aceea. Dar școlile în mod ciudată sunt băgate mai pe râpi, așa, pe lângă terenuri virane. Asta ce-o fi oare? Parcă e închisoare după grate. Măcar au mai multă verdeață și mai puțin circulată zona. Deci mai mici, mai puține pericole pentru copii. Un copac de smochine, dar nu prea are fructe. Ați mai văzut bondari iarna? Eu am văzut unul pe 4 decembrie, dar la Lisabona au intrat acolo. La cine o să mai vezi astfel de impresii de călătorie cum face brega? Ia mai căutați. Mai tem că nu o să găsiți îmblăcioși din ăștia cu 15 km prin locuri evitate de turiști, greu accesibile. Școală. Să aude zgomot. Iar grădină de zarzavaturi. În mijlocul capitalei. La noi sunt flori din astea, dar nu înfloresc iarna. Asociații de solidaritate între Gherasoie și o fie generații. Că văd acolo pe stemă un copil și un bătrân. Interesantă variantă. Și unii și alții au nevoie de atenție. Și iată o bunică
cu doi nepoți. Pot fi nepoții ei, pot fi ai vecinilor. Nu degeaba ziceam când candidam pentru funcția de primar al Chișinăului că se pot și trebuie să fie protejate trotuarele. Unii mă întrebau cum. Iată cum. Cu gărduț și cu amenzi. Acum se pare că primarul ăsta autodeclarat folosește ideea. Altfel șoferii oriunde vor parca ca la Chișinău și ca la București, de-a latul trotuarului în intersecție. Ce înseamnă vreme caldă. Dacă nu îngheață niciodată, conducta de apă trece pe trotuar, pe afară. Supermercado, de fapt e un magazinaj de la colț, cu vedere la ocean. Sau ce au ei aici, râul Tejul. Ei îl numesc râu, dar de fapt e un golf, că nivelul apei crește odată cu refluxul și scade odată cu fluxul sau invers. Deci în golful ăsta se adună apă de mare, de ocean, dar ei îl numesc râu. O fi apa amestecată, dulce cu sărată. Arată ca o biserică, deci că e, nu știu ce, azil, dar deja nu-l mai folosește nimeni. S-ar putea să îngroape conductele astea de apă vreodată. Dar până atunci poți să te împiedici de ele și să lași tot cartierul fără apă curentă. Se vinde sau dă închirie? Pendel ușor deasupra mării și nu prea vrea nimeni să trăiască, să facă business. Cum așa? Țară pașnică, prosperă, unde se duc? Când era boom de construcții, vineau încoace și românii și basarabenii. Dar acum se pare că chiar portughezii își caută fericirea în altă parte. Strada asta se pare că nu a văzut niciodată prosperitatea, e o fundătură, cel puțin pentru mașini. Asta e deranjant și obositor când mergi pe jos și speri să găsești o trecătoare, dar nu. Trebuie să faci cale întoarsă. După 15 km, nu e ușor, dar interesant. Măcar știi că pe aici alții n-au mai fost cu camera de filmat. Hai că am exagerat. Sunt doar 14, dar s-a atât de obosit încât sunt enorm și văd monstruos după 3 ore jumate de șontăcăit. Acolo nici nu mai îndrăznesc să intru. Cel mai probabil nu e ieșire. Fel de asociație de garaje, dar văd că cineva trăiește aici și se exprimă pe marginea râpii. Uneori primesc și corespondență. Din solidaritate au făcut și adăpost pentru o pisică. Cel mai probabil. În curtea asta chiar e curios să intru, cu toate că știu exact cum trebuie să mă întorc acuși. Dar sunt fascinante curțele interioare. Comune. Vivenda Fatima. Ce mai fi însemnând? Dar uite așa arată. Casa oamenilor. Ciorap de sperecheț și cu cineva care nu prea face economie de curent.
locuri noi pe lângă ziduri vechi, seculare. Gard nou care oprește circulația pe o stradă veche. Istoria stă la margine. Nu știu ce e aici, dar arată ca o fortăreață. Se pare că e o școală de transmisii, probabil ceva militar. Asta seamănă cu micul prinț. De când tot tâmblu pe orașul ăsta, n-am auzit decât în aeroport vorbindu-se românește, în autobuzul spre aeroport vorbindu-se rusește, și acum am văzut lângă magazinul ăsta francez probabil niște turiști vorbind ceva asemănător cu finlandeza. O fi oraș cosmopolit, dar cu turiști, mai ales din est, nu prea stau bine. Da, pe la muzeu am auzit vorbindu-se englezește, erau mulți bătrâni care așteptau taxiul. Totul e un euro. Ne-am întâlnit des, dar m-au fascinat de fiecare dată fațadele astea cu teracotă. Vin de apartament mare pe o stradă liniștită din centrul capitalei. Un pic doar miroase chimicale de la atelierul ăsta. Casă veche din 27. N-ai spune că are acuș un secol. O fi fost renovată. Strada asta era atât de înclinată încât n-au mai continuat-o decât cu scări. Acum înțeleg de ce nu prea merg oamenii cu biciclete decât acolo, pe esplanadă, pe malul apei. Unii s-au grăbit să anunțe nașterea lui Iisus. Dar mai sunt vreo 2 săptămâni până la Crăciun. Dacă nu o fi rămas drapelul acela de anii trecuți. Iată, poftim, unii și-au lăsat bicicletele la baza străzii astea înclinate. Încolo nici de coarne nu e ușor să o duci. Buf! Și mașina urcă greu. Se termină bateria, așa că o să închei episodul ăsta aici până o mai încarc. Mai merg o leacă, poate găsesc și ceva de pedalat.